Știm cu toții ce este acela un cont bancar. Reprezintă un cont la bancă unde facem depuneri în bani, prin care ne putem alimenta atunci când avem nevoie, când trecem prin anumite situații și așa mai departe. Dar prea puțin știm ce este acela un cont bancar emoțional. Reprezintă încrederea pe care o câștigăm față de cealaltă persoană. Fie că vorbim de prieteni, fie că vorbim de coleg, fie că vorbim de mamă, de tată, de soție, de iubită, de iubit și așa mai departe. Nu contează. Important e că vorbim de o a doua persoană, indiferent cine ar fi ea. Cu cât încrederea e mai mare, cu atât ne putem bucura mai mult de ajutorul ei și de informațiile pe care ne le poate oferi, indiferent despre ce ar fi vorba. Acum, ca să aprofundăm un pic acest subiect, atunci când vorbim de un cont bancar emoțional, dacă noi reușim prin modul nostru de a ne purta, prin felul nostru de a fi, să câștigăm încrederea suficient de mult unei persoane, fie ea ca și șeful sau șefa noastră, atunci când poate mai greșim, când aruncăm o vorbă fără să vrem, când ne purtăm necuvincioși, când o zim atenționată, când nu ne exprimăm suficient de bine opinia, părerea sau ceea ce avem de spus, persoana în cauză ne va înțelege intențiile fără a ne critica prea mult. Dar ce se întâmplă atunci când mereu o privesc pe persoana respectivă de sus, mă por necuvincios, o jignesc, mă port urât, nu mă port ca atare, nu o respect, nu fac treaba bine și așa mai departe? Bine, calc pe un teren minat. Trebuie să-mi cântăresc fiecare cuvânt, trebuie să am grijă la fiecare pas. Pentru că nu e vorba doar de relația pe care o am, ci dacă sunt și într-un colectiv, e vorba de relațiile pe care le am cu ceilalți, pentru că bine, există situația în care pierd încrederea cuiva, o câștig pe celorlalți. Dar de regulă, nu prea ai cum așa ceva, pentru că nu poți să porți două fețe. Una singură ai. Și care se vede cu una, se va vedea de regulă cu toți. Depinde acum cum te acceptă ceilalți. Ideea este că la fel se întâmplă și în căsnicii. Și în relația părinte-copil. Căsnicia presupune depuneri permanente în contul emoțional. Again and again, cum îmi place mie să zic. Permanente. O relație nu poate supraviețui fără suficientă încredere unul în celălalt. Dacă noi, cum am spus, nu avem un comportament foarte bun de persoana în cauză, indiferent cine ar fi ea, o vom tot face retrageri și retrageri până când încrederea noastră va scârți atât de mult că se va ajunge la un teren minat, efectiv, pe care voi călca și trebuie să am grijă la fiecare pas, lucru care îmi va provoca și mai mult stres și mai multă tensiune și mai multe emoții negative pe care dacă nu le voi exprima la un moment dat se pot agrava și pot apăra boli. Dacă nu știați, bolile de sănătate, printre care și astmul și tensiune și obezitate și gândirea și așa mai departe, probleme în gândire, în somn și așa mai departe, nu sunt altceva decât forma finală a emoțiilor negative neexprimate. Dacă noi nu le exprimăm, fie cu un prieten, fie poate chiar să mergem la un psiholog, un psihiatru, nu este o rușine să faci așa ceva. Dacă noi nu ne exprimăm, cu siguranță nu vom putea ajunge să ne bucurăm de o fericire care să vină din partea noastră și la fel de bine să ne putem concentra pe a câștiga încrederea, să-i face fericiți pe cei din jurul nostru, indiferent despre cine ar fi vorba. Iar relațiile care sunt la un pas de divorț și sunt scârție foarte mult din cauza lipsei de încredere care nu s-a mai produs de foarte mult timp, nu mai supraviețuiesc decât datorită copiii, sexualității, presiunii sociale, aparențelor de moment, câștigurilor în cauză, micilor chichițe, gen hai că o să fie bine, hai că nu ne trebuie bani atât timp când ne avem unul pe celălalt, mici aparențe temporare care ne dau așa o mică încredere de moment, dar pe viitor nu aduc nicio fericire, nicio satisfacție. Mai mult de atât, în relația părinte-copil, dacă tu zici s-o curat în cameră sau nu primești nimic, mănâncă-ți legumele sau nu primești desert și așa mai departe,
asta nu este o educație care să-ți provoace o relație foarte apropiată cu copilul tău. Nu se face așa. Poate vei avea un câștig de cauză, poate vei obține ouăle de aur, adică ceea ce ți-ai dorit de la persoana în cauză, dar, nu este important că vei obține, nu este important ce obții, ceea ce vei, mă refer. Este important și accentul se pune pe cum le obții, cum, mai exact gâtuind găina, ea face ouă de aur de frica ta, dar ce se întâmplă după aceea? Ce se întâmplă cu relația dintre tine și persoana respectivă? Va mai fi una de încredere, de onestitate, va mai face totul din toată inima, din toată dragostea pentru tine, va mai ține relația voastră? Vise, nu se va întâmpla așa ceva. La fel și în cazul părinte-copil, dacă tu ți-l cerți, ți-l bați mereu și așa mai departe, nu ți-ai dat interesul încă de când era copil și era un nou sistem de operare complet gol pe care tu ai dreptul să-l încarci și să-l faci, să-l formezi așa cum trebuie, să-l faci să gândească, gen, nu știu, dacă tu faci asta, primești asta, fă-ți temele că trebuie, învață ca să-ți dezvolți memoria sau cum să vorbești pe limba lui, trebuie să înveți pentru la școală, trebuie să înveți pentru aia, trebuie să iei o notă mai bună la limba română. De ce? Pentru că, uite, o să te ajute foarte mult, o să-ți dezvolți cunoștințele, o să te ajute, depinde și unde vrei să te angajezi, dacă, de exemplu, vrei o meserie de tip jandarm, o să te ajute foarte mult cunoștințele astea pentru a lua bacalaureatul, dacă vrei să progresezi într-un domeniu și vrei să faci o facultate ce te va ajuta să progresezi în acel domeniu, la fel, cunoștințele te vor ajuta, dar mai mult decât atât. Dacă tu vei continua să-ți dezvolți mintea, ia gândește, o persoană de ce se duce la sală și trage de fiare? Să facă mușchi. Și dacă slăbește, la fel, își întărește mușchii, scade grăsimea, în cazul nostru scade lenea și crește, cresc mușchii și crește dragul de a munci. Fel în cazul nostru se dezvoltă mentalitatea. De asta este bine să înveți să-ți antrenezi creierul. Dacă nu știați, creierul are o capacitate de stocare de aproximativ undeva la 2 petabytes, care înseamnă aproximativ 2000 de terabytes. Sau mai pe scurt, 200.000 de filme, mai pe îndelete. 200.000 de filme, 200.000 de emisiuni, 200.000 de seriale și așa mai departe. Cam asta este capacitatea de stocare a creierului. Și poți să-ți dezvolți destul de ușor această capacitate. Cum tragi de fiare, așa poți citi, așa poți învăța, așa ți-l poți antrena. Doar prin voință proprie. Cum tragi de fiare prin voință și reziști tensiunea arterială, care este exercitată de acele greutăți prin voință, așa prin voință poți să-ți dezvolți și mentalitatea. Asta înseamnă contul bancar emoțional. Relațiile tale cu ceilalți depind strict de încrederea pe care tu o câștigi în fața lor. Atât cât vine vorba de șef, atât cât vine vorba de colegi, atât cât vine vorba de soție, iubită, iubit, soț, atât cât vine vorba de copil. Încearcă prin demnitate, încredere și curaj să-i spui ce-i în față și să-l înveți. Dacă copilul tău este încăpățânat și nu vrea să asculte, nu-l forța. Le avea o câștig de cauză de moment, dar el va rămâne cu oarecare ură, niște emoții negative, neexprimate în interior și poate ajunge să te urască la un moment dat. Încearcă să fii mai pe gândirea lui. Tati, dacă nu faci asta, nu o să primești asta. Sau mai bine zis, tati, dacă tu vrei să faci asta, când o să te hotărăști să-ți faci curat în cameră sau temele, tati o să-ți cumpere acel joc pe care tu ți-l dorești. Este foarte simplu. Dacă nu vrei, nicio problemă. Tati înțelege că n-ai cum. Dacă nu oferi ceva, nu poți primi. Primești, este recompensa la misiunea pe care ți-am dat-o. Așa este și în viață. Fără muncă nu poți primi nimic, nu-ți va pica nimic din cer. Chiar dacă eu te ajut acum, te scap de sarcină, în viață nu poți obține ceva fără să duci acea sarcină la bun sfârșit. În felul acesta, tu îi vei păstra sau chiar îi vei câștiga mai mult încrederea. La fel și în relații. Trebuie în permanență să depui încredere. Prin gesturi mărunte,
prin orice tip, prin vorbe și așa mai departe, nu neapărat prin bunuri financiare, ci neapărat care te-a luat pentru cine ești, te va păstra pentru cine ești. Și doar așa vei putea câștiga încrederea, având grijă de ea, de familie, sacrificându-te atunci când este nevoie, dovedind integritate, iubire și respect, ne uitându-te de sus, ne încercând să concurezi cu alții și fiind la locul tău. Astea sunt elementele de care tu ai nevoie pentru a putea câștiga încrederea și a putea face depuneri serioase în contul bancar emoțional. Din care, bineînțeles, atunci când se va ivi ceva anume, o situație sau ceva, poate se vor face retrageri, dar nu vor fi neînsemnate. Dacă tu ai un cont bancar emoțional suficient de mare, acele retrageri poate nu se vor simți, poate nu vor fi masive, poate va trece cu vederea și va înțelege adevăratele intenții, dar cu siguranță vei putea depune mult mai mult după. Acum știi ce înseamnă și cum relațiile tale cu ceilalți depind doar de tine și așa că știi că la fel cum depui bani la bancă, la fel poți depune și de care te poți bucura ulterior atunci când ai nevoie, la fel poți depune și te bucura suficient de încredere atunci când ai nevoie, la fel de bine poți depune cum depui bani la bancă, la fel poți depune încredere.